Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea, e bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Thank you.
spunem din toată inima, toți cei care ne găsim în dimineața aceasta, în acest loc de închinare, ca binecuvântat să fie, să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm. O să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, așa că deschidem Sfintele Scripturi la pagina 1198, Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 1, pagina 1198. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și că și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Există pe suprafața Pământului peste 8 miliarde de oameni. Toate aceste miliarde de oameni care se diferențiază prin atâtea și atâtea lucruri unii de alții au în comun un lucru, cel puțin un lucru, faptul că sunt păcătoși. Toate aceste miliarde de oameni care s-au perindat pe fața Pământului de la crearea omului în grădina Edenului și până în ziua de astăzi au fost oameni păcătoși. Unul singur a fost fără de păcat, și anume Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Său. Orice om care trăiește pe suprafața Pământului are nevoie de iertare. Și dacă vreți, nevoia aceasta de iertare este cea mai profundă nevoie pe care omul o are. Pentru că odată cu iertarea pe care o căpătăm din partea lui Dumnezeu, primim și bucurie, primim și pace în inimile noastre și primim și mântuire din partea lui Dumnezeu. Orice om care trăiește pe fața Pământului poate să fie iertat. Una dintre înșelăciunile cu care diavolul încearcă să ne fure nădejdea din inimile noastre este faptul că odată ce am săvârșit un păcat, noi nu mai avem iertare din partea lui Dumnezeu. Că păcatul este mult mai greu, mult prea greu, păcatul este ceva ce Dumnezeu nu mai poate să ierte. Și dați-mi voie, spun asta cu îndrăzneală, de multe ori, prin atitudinile noastre și prin cuvintele noastre, și noi contribuim și suntem o armă în mâna diavolului. Orice om care trăiește pe suprafața Pământului poate să aibă nădejdea sau speranța iertării. Avea o siguranță în ceea ce privește iertarea, înseamnă să pui, da, iertarea aceasta dincolo de orice îndoială. Atunci când ești sigur de un lucru, îl îndepărtezi orice îndoială. De multe ori noi mărturisim cu gura un lucru, dar în inima noastră și în mintea noastră altceva domnește. Domnește îndoială. Chiar dacă gura noastră mărturisește plin de credință, plin de îndrăzneală un lucru, s-ar putea ca în inima noastră să fie fărâme de îndoială. Ați întâlnit oameni care, știind că se apropie de clipa plecării de pe pământul acesta, au avut lupte profunde în ceea ce privește iertarea pe care Dumnezeu l-a dăruit-o.
Și nu erau oameni de 10, de 20, de 30 de ani, ci erau oameni mântuiți de mulți ani, care au umblat cu Domnul mulți ani pe calea pocăinței, dar au avut momente de îndoială pentru că diavolul lucrează la mintea noastră și vrea să fure nădejdea aceasta și speranța și siguranța mântuirii. Doamne, binecuvintează întreg poporul în dimineața aceasta. Folosind un termen din matematică, aș vrea să intrăm în subiectul propriu-zis în dimineața aceasta. Știți că există o prescurtare, cel puțin așa mi-aduc aminte, era scrisă des pe tablă la matematică. Am avut un profesor pe nume Nicolae Iorga, mi-a rămas în minte pentru că avea același numer cu marele istoric și politician român. Și tot timpul când se ajungea înspre rezolvarea unei probleme, să spunem de geometrie, deasupra unui rezultă, semnul acela rezultă, pretindea să scrie CNS, condiție necesară și suficient. Și vreau în dimineața aceasta să discutăm despre condițiile necesare și suficiente pentru a avea siguranța mântuirii. Sunt patru lucruri pe care vreau să le subliniez în dimineața aceasta, asupra cărora vreau să poposesc și vreau ca Dumnezeu să dăruiască lumină de sus, mai mult decât ceea ce am pregătit eu, Dumnezeu să vorbească și apoi nouă tuturor, să ne dea o inimă bună pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează! Așadar, condiții necesare și suficiente pentru a avea siguranța iertării. O primă condiție necesară și suficientă este aceasta. Să recunoaștem că suntem păcătoși. Versetul 8 spunea în felul următor: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Anul 2023 este un an în care multe lucruri nu mai sunt păcate. Cei care sunt născuți în anii 50, 60, 70 au trăit în anumite condiții și au avut anumite reguli care le-a susținut viața lor. Știau, domnule, lucruri bune și stabile. Lucrul ăsta e păcat, e urciune înaintea lui Dumnezeu și eu trebuie să mă îndepărtez de el. Unul dintre avertismentele pe care Domnul Iisus Hristos le trăgea vis-a-vis de vremurile acestea ale sfârșitului pe care noi credem, nu? Credem că trăim în aceste vremuri ale sfârșitului, ale vremurile din urmă, este faptul că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și în ciuda faptului că simțim, da, o lipsă a dragostei sau o răcire totală a dragostei, noi nu mai avem păcate și nu mai avem ce să mărturisim. Noi nu mai avem lucruri de care să ne îndepărtăm și lucruri pe care să le osândim în noi înșine, pentru că noi nu mai avem păcate. Au venit doi oameni la templu și fiecare a vrut să intre în grațiile Creatorului, al lui Dumnezeu, și au ales o cale diferită. Un fariseu a ales calea propriilor merite și a propriilor realizări, a postului său, a înfrânării sale, a rugăciunilor sale. Dar a mai fost și un alt om, un vameș, un păcătos, care a ales o altă cale de a intra în grațiile lui Dumnezeu. Și calea aceasta a fost calea recunoașterii de sine a propriului păcat. Și omul ăsta stătea departe de Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun că ori de câte ori suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu, există o despărțire care se creează între noi și Dumnezeu și o despărțire care se creează între noi și frații noștri. Și venim aici la biserică și noi nu avem pace, nu avem bucurie, nu mai avem har, nu mai avem nimic, pentru că sunt păcate și lucruri care ne îndepărtează atât de Dumnezeu cât și de frații noștri. Omul ăsta stătea și se bătea cu pumnii în piept, pentru că îl durea păcatul și era disperat. Vreau să vă spun că ori de câte ori încălcăm legurile lui Dumnezeu, poruncile clare ale lui Dumnezeu, și în inima noastră nu mai există acea disperare după iertare, noi suntem pe o cale rea. Și omul ăsta nu îndrăznea să-și ridice ochii spre Dumnezeu, pentru că într-adevăr păcatul trebuie să creeze în viața noastră, să aducă acea rușine față de Dumnezeu, a cărei așteptări au fost înșelate. Dar Dumnezeu are anumite așteptări de la fiecare dintre noi
și orice încălcare a legilor lui Dumnezeu și orice păcat și fără de lege nu face altceva decât să ne îndepărteze de Dumnezeu, dar trebuie să producă noi rușine. Și asta este paradoxul. Asta este paradoxul. Că noi nu mai avem rușine. Orice am face, orice am spune, oricum ne-am comporta, pentru noi nu mai există rușine. Pentru că vremurile în care trăim ne-au îndoctrinat cu astfel de lucruri, că totul este permis, că totul este posibil și că nimic nu este așezat dincolo de regulile lui Dumnezeu, de care trebuie să ne ținem cu mâinile puternic. Iubiții mei, frați și surori, sunt lucruri care, într-adevăr, Parlamentul le va legifera. Oamenii le vor accepta cu atâta ușurință. Dar sunt lucruri pe care Cuvântul lui Dumnezeu le condamnă într-un mod clar, într-un mod concret și pe care noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să le condamnăm în același mod. Gândiți-vă dumneavoastră doar la un exemplu. Cum era privit divorțul în anii tinereții dumneavoastră? Faptă de rușine. Neam din neamul nostru nu s-a întâmplat așa ceva. Și astăzi, o normalitate. Trăirea în concubinaj. Dom'le, o urciune. Cum să e posibil? Și astăzi acceptăm și se acceptă concubinajul, căsătoria de probă și toate celelalte lucruri. Iubiții mei, frați și surori, trăim vremuri în care noi trebuie să avem o poziție clară și să spunem lucrurilor pe nume. Și noi trebuie să avem o viață de neprihănire. Dar știți ce? Una dintre marile probleme cu care ne confruntăm noi, că avem puncte de referință greșite. Ne comparăm cu oamenii, ne comparăm cu cei din jurul nostru. Și oricât de răi și de păcătoși ar fi, noi suntem mai buni. Noi avem meritele noastre, noi nu săvârșim ca ei, noi nu suntem atât de păcătoși ca ei, noi avem o viață și o relație cu Dumnezeu. La un moment dat Isaia a privit în oamenii din generația lui, oamenii din cetate. A spune noi, consătenii noștri, cei din orașul nostru, cei din blocul nostru, de pe strada noastră. Și au început să spună sentință după sentință. Și de fiecare sentință era însuțită de un mare vai. Vai de cei ce trag, cei ce beau de dimineață, trezesc de dimineață ca să bea băuturi amețitoare. Vai de cei ce spun bine lui rău și rău lui bine. Vai de cei ce trag fără de legile cu hamurile minciunii. Vai de toți! Vai, vai, vai! Dar a venit o zi când s-a întâlnit cu Dumnezeu față în față. A văzut măreția și slava lui Dumnezeu. Și în momentul acela a avut o descoperire extraordinară a sine și a stării sale. Și alături de oamenii aceia păcătoși, pe care a considerat păcătoși, vrednici de pedeapsa lui Dumnezeu, s-a alăturat și el și a spus: vai de mine că sunt un om păcătos, un om cu buze necurate în mijlocul unui popor cu buze necurate. Toți le avem pe ale noastre. Toți avem stările noastre, trăirile noastre, gândurile noastre, faptele noastre. Toți avem lucruri care să ne condamne înaintea lui Dumnezeu. Și totuși refuzăm de multe ori grația divină, harul lui Dumnezeu, punându-ne într-o postură pe care Dumnezeu n-ar dori să ne așezăm, aceea a oamenilor neprihăniți. Spunea la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu în cartea Genezei: întocmirile inimii omului sunt rele încă din tinerețea lui. Psalmul 14 spunea că nu este niciun om care să facă binele, niciunul măcar. Apostolul Pavel spunea în Romani, la capitolul 3, că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atât și Apostolul Ioan, în dimineața aceasta, prin cuvântul citit: dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul lui Dumnezeu nu locuiește în noi. Haideți, iubiți frați și surori, să facem o analiză concretă a vieții noastre. Haideți să ne analizăm și să vedem cum este viața noastră în realitate.
Avertismentul rostit de Domnul Iisus Hristos este actual pentru fiecare dintre noi. Din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Vedem urmările acestei plăgi a păcatului în viața noastră și totuși nu luăm atitudine. A te așeza în această siguranță a iertării, în primul rând, trebuie să te recunoști că ești păcătos. Oamenii care nu se consideră bolnavi, oamenii nu merg la doctor. Și oamenii au șansă să moară. Și deși au anumite simptome, îi doare în stânga, îi doare dreapta, uneori se trezesc că sunt stare terminală și merg mult prea târziu. Pentru că ei sunt sănătoși și nu au nevoie de doctori. Nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei ce sunt bolnavi și păcatul aduce boală în viața noastră și suferință. În dimineața aceasta vreau să te cercetez și Duhul lui Dumnezeu să cerceteze viața ta și mintea ta, trăirea ta și să vezi cum ești cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Comparându-ne unii cu alții, nu vom ajunge să ne cercetăm într-un mod real. Dar atunci când ochii noștri privesc sfințenia lui Dumnezeu, atunci vom vedea cu adevărat cum suntem noi. Prea mult am privit în stânga și în dreapta și prea puțin am privit în cer. Prea mult am privit la semenii noștri și prea puțin am privit în Sfânta Scriptură că atunci când ne-am cercetat. Și n-am găsit lucruri pe care să le îndreptăm, lucruri de care să ne doară, lucruri pe care să simțim cu adevărat o disperare în viața noastră și să spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Domnul să se îndure de fiecare dintre noi. A doua condiție necesară și suficientă pentru a avea siguranța iertării este aceasta, să ne mărturisim păcatele. Versetul 9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce înseamnă să-ți mărturisești păcatele? Înseamnă să vii cu ele la lumină și să rostești cu gura ta ceea ce ai făcut, ceea ce ai gândit, ceea ce ai spus și să te căiești de ele, nu? Că nu totdeauna verbalizarea, spunerea de cuvinte e unită și cu atitudine interioară. Noi de multe ori suntem îndemnați la ora de rugăciune, haide să facem o rugăciune de mărturisire, dar rugăciunile astea de mărturisire de prea multe ori sunt generalistice. Noi privim prea puțin înăuntru nostru și nu avem lucruri cu care să venim înaintea lui Dumnezeu, dar avem lucruri așa generale, lucruri, Doamne, dacă am. Nu, noi trebuie să vin cu lucruri concrete. Lucruri pe care le cunoaștem atât de bine. David a săvârșit un păcat greu și a stat o perioadă în așteptare. Nu s-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu, n-a spus nimic și mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lui. David nu mai compunea psalmi, David nu mai cânta, David nu se mai ruga, David nu se mai închina, pentru că avea ceva înăuntru lui care îl mustra. Îi fura din bucuria asta, îi fura bucuria mântuirii. Și atunci când nu mai e bucurie mântuirii, nu mai e bucurie pentru nimic. Dar a venit într-o zi când a spus, îmi voi mărturisi Domnul păcatul și a spus Domnului ceea ce avea înaintea lui. Dar știți de ce nu-și mărturisesc cu oamenii păcatele? Pentru că în primul rând le este fric. Cartea Geneza, capitolul 3, Adam când a păcătuit, s-a ascuns în grădină pentru că i-a spus lui Dumnezeu, mi-era frică, eram gol și m-am ascuns. Oamenilor le este frică să se mărturisească de o anumită sentință, de o anumită pedeapsă. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, că dacă Dumnezeu ar fi trimis foc din cer să ne mistuie, atunci când am săvârșit păcate, mai mari sau mai mici, noi nu ne-am mai fi găsit niciunul locul acesta. Locul ăsta ar fi fost gol, pentru că Dumnezeu ar fi trimis pedeapsa din cer și ar fi tunat și ar fi fulgerat, ar fi trimis foc din cer și am fi fost mistuiți, fiecare dintre noi. Pentru că starea noastră de păcat cerea un astfel de lucru. Dar Dumnezeu nu a lucrat așa. Oamenii nu-și mărturisesc păcatele pentru că le este rușine. Ce vor zice oamenii? Ce vor zice frații, surorile? Noi ne-am creat o anumită imagine, o anumită reputație, ne-am creat un anumit statut. Și acceptarea recunoașterii vinovăției noastre duce la știrbirea acestui statut, acestei imagini, acestei reputații. Și noi nu dorim lucrul acesta. Dacă în lăuntul nostru știm că avem lucruri de îndreptat, noi nu vrem să ne fie pătată reputația.
Păi oamenii nu doresc să se mărturisească pentru că nu vor să-și piardă anumite drepturi, anumite favoruri pe care le au. În Geneza, capitolul 27, Isaac este confruntat cu adevărul și când este întrebat, ești tu Esau, fiul meu? Răspunde că da, ele, eu sunt. Pentru că dacă și-ar fi pierdut binecuvântarea. Sunt oameni care au anumite privilegii și nu doresc să le piardă. Pentru că în mod normal, da, lucrurile pe care le-au săvârșit cer cumva o retrogradare și un pas în spate. Și oamenii nu-și doresc lucrul ăsta. Au parte de iertarea lui Dumnezeu, ar avea parte de iertarea lui Dumnezeu, dar țin mai mult la reputație, țin mai mult la anumite favoruri pe care le au. Oamenii știu despre noi că suntem oameni pocăiți și ce părere își vor face despre noi dacă vor afla tot ceea ce este în lăuntrul nostru. Vreau să vă spun că ori de câte ori ținem mai mult la imaginea noastră înaintea oamenilor, înaintea fraților, înaintea familiei, decât la imaginea noastră înaintea lui Dumnezeu, noi nu facem altceva decât să călcăm pe urmele diavolului care a ales calea aceasta a mândriei. Și păcatul acesta al mândriei este des răspândit și în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Și este un păcat pe care diavolul folosește în dreptul multora dintre noi. Care sunt atitudinile oamenilor atunci când au săvârșit un păcat? De multe ori se minimalizează păcatele. Păcatul ăsta nu e atât de greu. Altele sunt grele. Noi avem o listă, știți? Există într-una dintre bisericile tradiționale o listă a lucrurilor grele și o listă a lucrurilor care sunt îngăduite, că noi suntem păcătoși. Și de multe ori noi minimalizăm păcatele. Și spune că nu sunt atât de grele, nu ne osândesc atât de tare ca altele. La un moment dat, Samuel îl confruntă pe Saul și îi spune, ascultă-mă! Neascultare este tot la fel de vinovată ca și ghicirea. Și încălcarea poruncilor, cuvântului lui Dumnezeu, e la fel de vinovată ca închinarea la terafim. Să nu minimalizăm păcatele. Pentru că niciun păcat nu duce la mântuire și la salvare, ci toate păcatele duc la moarte. Negarea este o altă atitudine atunci când omul săvârșește păcatul. Vine Dumnezeu și spune lui Avram că va avea un fiu și Sara râde. Și confruntată cu aia, ai râs? N-am râs. E confruntată, negăm. Nu vrem să acceptăm. Petru este confruntat de o femeie, de o slujnică. Și în fața acelui adevăr spune, mă, dar și graiul te dă de gol că ești galilean, că ești de-a lui Iisus, că ai umblat cu el. Și totuși neagă lucrul ăla. Ascunderea lucrurilor. Vrem să păstrăm o imagine imaculată și lucrurile care ne osândesc undeva, vrem să le ascundem, să le îndesăm. Gehazi, o ascuns lucrurile pe care le-a primit de la Naaman. Acan și-o ascuns în cort, în mijlocul cortului, lucrurile pe care nu trebuia să le aibă. Și le-a ascuns acolo. Și noi încercăm să ascundem păcatul în viața noastră, să-l punem sub preș, să-l ascundem undeva într-un dulap și să punem un zăvor. Dar vine vremea când lucrurile spuse ascuns vor fi rostite despre acoperișul casei. Când lucrurile săvârșite ascuns vor fi scoase la iveală și faptele noastre, atitudinile noastre, gândurile noastre vor fi trase la judecată de către Dumnezeu. Ascultați-mă! În afară de faptele acestea pe care le-am face și cuvintele care le-am spus, poate cunoscute sau necunoscute de ceilalți, până și simțirile noastre vor fi trase la judecată, pentru că așa e cuvântul lui Dumnezeu. Desparte încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile omului. Înainte să-mi ajungă cuvântul pe limbă, Domnul cunoaște întru totul. Doar un gând. Și Domnul știe întru totul. Căutarea de scuze, o altă atitudine întâlnită atunci când oamenii au păcătuit. Și în mod normal n-aș fi săvârșit lucrul ăsta. În mod normal n-aș fi greșit în modul acesta, dar a fost o situație deosebită. A fost o presiune, n-aș fi greșit. Saul când e confruntat de Saul cu păcatul acesta al neascultării, dă vină pe popor. Auzi, din pricina poporului. Eu am vrut să ascult de Domnul, dar mi-a fost frică de popor. Întotdeauna dăm vina pe cineva.
Întotdeauna găsim țapii spășitori și o sursă a căderii noastre, a păcatului nostru. Noi nu suntem niciodată vinovați, sau nu 100%, ci întotdeauna un 10-90% poate este vina altcuiva. Și astfel refuzăm, practic, salvarea și iertarea pe care ne-o dăruiește Dumnezeu. Dar mai este o atitudine în ceea ce privește păcatul, și anume mărturisirea. Să-ți rostești păcatul și să spui: Doamne, eu sunt în starea aceasta, am făcut asta, am vorbit asta, am săvârșit asta, și gura ta să spună ceea ce ai făcut, ceea ce ai săvârșit. David, până n-a rostit cuvântul ăla: Doamne, sunt un păcătos și uite ce am făcut, până fiul risipitor nu s-o gândit să spună: mă duc la tata și îi spun, nu mă duc acasă și mă prezint așa cu capul plecat, poate s-o gândi el că îmi pare rău. Nu, mă duc acasă și îi spun: tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, ăsta sunt eu. Nu merit să fiu numit fiul tău, ci primește ca unul dintre argații tăi. Cam asta este atitudinea pe care trebuie să o avem. Noi trebuie să ne mărturisim înaintea Domnului și mărturisirea noastră să fie una completă. Nu una selectivă. Doar ceea ce ni se pare nouă, doar ceea ce suntem noi încredințați că ar fi păcat înaintea lui Dumnezeu. Ci trebuie să fie o mărturisire completă. Ascultați-mă bine. Atâtea predici, atâtea cântări, atâtea prorocii, dar niciuna nu ne vizează pe noi. Toate vizează pe alții. Noi nu avem nimic de îndreptat în viața noastră, nu ne avem nimic de lepădat din viața noastră. Toate vizează pe alții și de multe ori e rău că ei n-au fost la biserică care trebuiau să asculte, dar noi nu avem nimic de schimbat din viața noastră. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Și când lucrează Duhul Sfânt, vreau să vă spun că îți aduce în mintea ta lucruri pe care trebuie să le îndepărtezi. Nu ți-ai dorit, că sunt plăcute, le iubești, sunt partea vieții tale, te-ai obișnuit cu ele. Dar Duhul Sfânt îți spune că sunt lucruri care trebuie să le lepezi, pentru că sunt potrivnice voii lui Dumnezeu, sunt potrivnice stării tale. Și ca tu să te bucuri de o părtășie reală cu Dumnezeu și cu frații, tu trebuie să îndepărtezi lucrurile acelea. Mărturisești și fă o mărturisire completă. Trebuie să te mărturisești înaintea Domnului și să ai o atitudine de părere, trebuie să ai o părere de rău, o atitudine potrivită. Să te doară de ceea ce ai făcut. Că dacă nu te doare ceea ce ai făcut, aia nu e mărturisire completă, nu e mărturisire pe voia lui Dumnezeu. E importantă și atitudinea care o arăți. Ce spune ca mărturisire înaintea fraților și înaintea Domnului să fie făcută cu lacrimi. Să zdrobești inima înaintea Domnului și să curgă lacrimi că îți pare rău și te doare de ceea ce ai făcut. Dar când rosteași niște cuvinte doar ca să spui și tu ceva acolo, aia nu e o mărturisire după voia lui Dumnezeu. Mărturisirea apoi trebuie să fie imediată. Nu lăsați să treacă timp, că se așează uitarea. Noi simțim consecințele în viața noastră, ne apasă, suferim înăuntru nostru, dar credem că timpul le rezolvă pe toate. Nu, e greșit. Fiecare faptă a noastră e consemnată undeva. Fiecare păcat al nostru e consemnat. Și suntem fără vlagă, fără putere, suntem lipsiți de dragoste, nu avem nimic în noi. Dar noi nu mai avem păcate. Nu lăsați să se așerne uitarea peste mintea noastră. Așezați-vă seara și faceți o retrospectivă a zilei. Și vedeți care sunt lucrurile care ne-ar incrimina înaintea lui Dumnezeu. Lucruri pe care Dumnezeu le osândește. Și alea le mărturisim pentru că sunt vii, sunt proaspete în mintea noastră și astfel putem să căpătăm iertare și eliberare. Apoi, trebuie să fie și sinceră. Să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. Ferice de om în duhul căreia nu există viclenie, spunea David. E important să fii un om sincer. Sinceritatea deschide calea unei părtășii reale cu Dumnezeu și a unei părtășii puternice cu frații de credință. Noi avem îndrăzneală să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, pentru că venim nu prin meritele noastre, ca un drept al nostru, ci ne venim și ne agățăm de credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu. Așa spunea cuvântul sfânt. Pentru că Dumnezeu este credincios și drept. Dumnezeu ne-a promis
Că atunci când ne judecăm și ne osândim, Dumnezeu lasă iertare în dreptul nostru. Când ne considerăm vinovați și spunem, da, Doamne, noi merităm osânda, merităm pedeapsa, Dumnezeu intervine, pentru că Dumnezeu e credincios. Spunea la un moment dat poporul în vechime, prin Isaia, cuvântul lui Dumnezeu, veniți dar să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face cum e zăpada, cum e niaua, dar vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. Cam așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu e credincios, dar trebuie să te judești și să te osândești, să nu o faci doar la cină, ci să o faci ori de câte ori. Glasul conștiinței și Duhul Sfânt îți spune lăuntrul tău că tu ești păcătos și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Apoi ne agățăm și de dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru e Dumnezeu drept. Dumnezeu nu trece cu vederea păcatele noastre doar pentru că îi suntem noi simpatici, că Dumnezeu e un Dumnezeu al dragostei și ai milei și trece așa cu vederea lucrurilor. Nu, Dumnezeu e un Dumnezeu drept. Și în dreptatea Lui, Dumnezeu a spus în felul următor, pentru că te-ai recunoscut, îți pare rău, eu am soluția pentru tine și soluția este jertfa Fiului meu prea iubit, Iisus Hristos. Este drept că tu meritai osânda, dar uite, în dreptatea mea, accept ca vina păcatului tău să fie plătită de Iisus Hristos, de Fiul meu. El a murit și pentru păcatele tale. Și eu accept jertfa asta înlocuitoare, substitutivă, o accept. Pedeapsa care ne dă pacea, spunea Isaia, a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Pedeapsa care o meritam noi, durerea care o meritam noi, pedeapsa veșnică, a fost luată de Iisus Hristos și a fost făcut blestem în locul nostru, a fost făcut păcătos, a fost făcut tot pentru noi. Binecuvântat să fie numele. Iubiții mei, frați și surori, ca să avem siguranța aceasta a iertării, în primul rând, trebuie să recunoaștem că suntem păcătoși. Apoi, trebuie să ne mărturisim, să ne mărturisim păcatele. Una dintre credințele noastre pe care le mărturisim la fiecare Paște, când sărbătorim învierea Domnului, ne reamintim de învierea Domnului, este aceasta că Hristos, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3, a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. După Scripturi, Hristos a murit pentru păcatele noastre, pentru fiecare dintre noi. Dacă nu ne mărturisim păcatele, jertfa Domnului Iisus Hristos o facem inutilă pentru fiecare dintre noi. O a treia condiție necesară și suficientă pentru a avea siguranța această iertări este să credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Spunea versetul 2 din capitolul 2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dar asta urmează după versetul 1. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Vedeți dumneavoastră, toate condițiile astea încep cu dacă. Dacă, dacă, dacă. Va fi ușor să le regăsim acasă dacă vom retrece peste textul acesta. Să credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. De când ne gândim la trecutul nostru, nu putem să nu ne amintim de faptele noastre care ne-au pus în vrășmășie cu Dumnezeu, de lucrurile care ne osândeau. Dar peste toate acestea a fost așezat un har. Și harul acesta lui Dumnezeu avea în vedere jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar erau fapte care ne osândiau, erau lucruri care ne incriminau, dar toate acestea au fost iertate pentru că Hristos a murit în locul nostru. Spune în Efeseni capitolul 1, versetul 7, în El avem răscumpărarea și prin sângele Său, iertarea păcatelor noastre. Noi suntem iertați, am fost iertați, trecutul nostru a fost iertat pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos are un ecou veșnic. Dar El a fost adus odată pentru totdeauna ca jertfă. Dar jertfa aia, glasul acelei jertfe se aude până astăzi, ecoul lui se aude până astăzi. Cartea Evreilor, la capitolul 7, versetul 27, spune că lucrul acesta l-a făcut o singură dată pentru totdeauna, când Hristos a adus ca jertfă pe sine însuși. Hristos o singură dată a murit. Nu mai e necesar ca astăzi să mai moară a doua oară. Nu mai e necesar. Odată a murit. Și în virtutea acelei jertfe, noi suntem iertați. Spuneam și cu altă ocazie, există în rugăciunile noastre niște tipare, dacă vreți, și de multe ori se rostește
o frază, Doamne, mai varsă un strop din sângele lui Iisus ca să fim iertați. Nu e nevoie de așa ceva. Dumnezeu nu are un rezervor de sânge pe care, din care să mai ia câte o picătură mai mare sau mai mică în funcție de gravitatea păcatului nostru ca să fim iertați. Nu, în virtutea jertfei lui Hristos de la Golgota, toate păcatele trecutului, toate păcatele prezentului și a celui viitor sunt acoperite. Dacă eu sunt, mă pocăiesc și mă recunosc, dacă nu, nu. Nu e necesar ca de fiecare dată Domnul să mai verse din sângele Său. Nu, sângele Său a curs complet atunci la Golgota și înfingerea suliței în coasta Domnului Iisus Hristos a adeverit că a curs tot sângele, că a curs sânge cu apă. A curs tot. Tot sângele s-a vărsat pentru noi și în virtutea acelei jertfe noi suntem răscumpărați ai Său și iertați ai Domnului. Nu mai e necesar încă o vărsare de sânge, de o picătură sau de ceva. Și să spunem, Doamne, în virtutea acelei jertfe, astăzi îndrăznesc să vin înaintea Ta și să cer îndurare și iertare peste viața noastră. Jertfa Domnului Iisus Hristos este atot suficientă. Nu mai e necesar să adăugăm nimic în plus sau să scoatem ceva. E de ajuns jertfa Domnului Iisus Hristos. Ascultați-mă! Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos este acest mijlocitor. Și noi acceptăm astăzi că jertfa Lui este a tot suficientă pentru viața noastră și nu trebuie să mai adăugăm absolut, absolut nimic. Jertfa Domnului Iisus Hristos este o jertfă totală. Acceptăm lucrul ăsta. Toate păcatele, mai mici sau mai mari, își găsesc iertare în jertfa Lui. Spunea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu fără plată este viața veșnică în Iisus Hristos. Orice păcat, da? Este osândit cu moartea, este pedepsit cu moartea, mai mare sau mai mic. Mica minciună nevinovată spusă este pedepsită cu moartea pentru că este păcat. Cel mai mare păcat, act de cruzime, canibalism, viol, ce vreți dumneavoastră. Astea sunt păcate care și-au aceeași sentință și anume moartea. Dar în jertfa lui Iisus Hristos există remediu pentru toate aceste păcate. Și apoi, jertfa Domnului Iisus Hristos este o jertfă actuală. Noi găsim iertare în aceeași jertfă și de 2000 de ani sunt oameni care vin înaintea tronului de îndurare a lui Dumnezeu și primesc iertare, primesc reabilitare, primesc o ridicare pe care doar Dumnezeu poate să o facă și asta se face în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos. Păcatul în viața unui credincios Nu este o constantă, ci este un accident. Dacă în viața noastră sunt obiceiuri împământenite, care sunt osândite de Dumnezeu, vreau să ne punem mari întrebări, semne de întrebare vis-a-vis de relația noastră cu Dumnezeu. Repet, accidentele, păcatele în viața credincioșilor sunt simple accidente. Da, momente de nevighere, de slăbiciune, dar aia trebuie să mărturisite, dar nici de cum. Obiceiuri și lucruri care sunt constante. La Domnul Iisus Hristos putem să venim ori de câte ori simțim că ceva ne apasă, pentru că El este mijlocitorul pentru noi. Așa spunea cuvântul citit în dimineața. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Da, Iisus Hristos a instituit un nou legământ. Iisus Hristos a fost o jertfă care a fost adusă odată pentru totdeauna. El este și un mare preot și un mijlocitor pentru fiecare dintre noi. Pârâșul nostru este diavolul, care ori de câte ori facem ceva care ne pune în vrășmășie cu Dumnezeu, ne incriminează înaintea lui Dumnezeu și spunem, da, păcătui și merită moartea. Dar avem un mijlocitor, pe Iisus Hristos, care spune, uite că s-a pocăit, uite că s-a îndreptat, uite că îi pare rău, uite că vrea să se pocăiască cu adevărat, Tatăl mai iartă-l! Și de data aceasta. Și așa cum a venit vierul și a mijlocit pentru smochinul acela care de 3 ani nu aducea rod, tot așa mijlocește și Iisus Hristos pentru noi. El este un mijlocitor pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi, Hristos mijlocește. Și mijlocește pentru că ne iubește atât de mult și vrea să ne aducă la viață și vrea să ne aibă cu sine. Acceptă jertfa lui Hristos, acceptă că ești păcătos și că tu ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Hristos mijlocește pentru tine. Dacă îți pare rău de trecutul tău, îți pare rău de viața ta, îți pare rău de trăirea ta, spunea să-ți dată, îmi pare rău. Mă pocăiesc și vreau să am parte de îndurarea ta. Niciodată să nu furați oamenilor speranța iertării. Niciodată să nu le spuneți că nu mai există iertare. Lăsați-l pe Dumnezeu dacă are un verdict de dat. Dar nu vă lăsați folosiți de cel rău.
Noi suntem oameni și judecăm de multe ori și suntem subiectivi în judecățile noastre. Nu avem toate datele și ne găsim în stadiul în care să spunem anumite verdicte. Lăsați-L pe Dumnezeu să hotărască, dar nu fiți o unealtă în mâna diavolului. În iad vor merge oamenii care nu se pocăiesc. Oamenii care nu-și mărturisesc păcatele și fac inutilă jertfa lui Hristos. Dar cei care se pocăiesc, oamenii care se mărturisesc și își îndreaptă viața, oamenii ăia capătă îndurare. Cartea Proverbelor, capitolul 28, spunea că dacă cel ce își mărturisește fără de legea și se lasă de ea, capătă îndurare, are propășire în viață. Tu poți să ai propășire dacă îți mărturisești păcatul și te lepezi de el, îl lași, nu-l mai săvârșești. Doamne, binecuvintează-ne. Așadar, condiții necesare și suficiente avem să ne recunoaștem că suntem păcătoși, să ne mărturisim păcatul, să acceptăm jertfa lui Hristos, să credem în jertfa lui și apoi, un al patrulea lucru, dacă iertăm pe cei ce ne-au greșit. Spunea versetul 6, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Ideea asta de părtășie induce ideea de dragoste, induce ideea de pace, pentru că nu poate să existe părtășie fără dragoste, fără pace, dar mai e ceva, mai e și iertare. Deci dacă noi vrem să avem parte de părtășie unii cu alții, noi trebuie să avem parte, noi trebuie să oferim iertare. Spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 6, dacă iertăm oamenilor greșelile lor și Tatăl nostru care este în cer ne va ierta greșelile noastre. Dar dacă nu iertăm, noi nu putem să avem parte de iertarea lui Dumnezeu. Dacă iertăm oamenilor. Un spirit neiertător, netolerant față de greșelile altor, nu se va bucura de bunăvoință din partea lui Dumnezeu. Pe când unul care este gata să ierte, un om generos, un om iertător, omul ăla se va bucura de bunăvoință înaintea lui Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu are favoriți și prin faptele noastre bune îl vom îndupleca pe Dumnezeu să ne ierte pe noi, dacă nu suntem dispuși să iertăm pe frații noștri și pe semenii noștri. Dacă iertăm. Glasurile noastre sunt ridicate în van. Rugăciunile noastre sunt făcute degeaba dacă nu suntem gata să iertăm pe semenii noștri. A dat Domnul Iisus Hristos o pildă și la un moment dat a spus despre un om care avea o datorie mare, 10.000 de galbeni. Și omul a fost iertat. Dar când a trebuit să ierte o datorie de numai 100 de lei, o nimic ca toată, omul ăla nu a fost dispus să ierte pe semenii lui. Vedeți dumneavoastră, pilda aceasta scoate în relief câteva adevăruri. Și un prim adevăr pe care pilda aceasta îl prezintă este faptul că există o diferență enormă între ceea ce am greșit noi înaintea lui Dumnezeu și ceea ce poate să ne greșească oamenii. Niciodată nu vor putea oamenii să ne greșească nouă atât cât am greșit noi înaintea lui Dumnezeu. În 42 de ani de viață, cât am greșit eu lui Dumnezeu, n-aș putea niciodată să greșesc cuiva atât sau cineva să-mi greșească mie atât. Chiar dacă am 19 ani de căsătorie, nu au putut Anca să-mi greșească sau eu să greșesc ei, cât am greșit eu înaintea lui Dumnezeu. Niciodată. Dar Dumnezeu vrea să vadă care este atitudinea noastră. Pilda aceasta vorbește și despre așteptarea lui Dumnezeu vis-a-vis de noi și care este dorința lui vis-a-vis de iertare. Iubiții mei, frați și surori, să nu trecem cu ușurință peste iertarea pe care trebuie să o acordăm fraților. Să nu trecem cu ușurință față de iertarea pe care trebuie să ne cerem fraților noștri în credință. Iertarea semenilor noștri este una dintre condițiile iertării noastre. Dacă iertăm greșelile lor și Dumnezeu ne va ierta. Este porunca lui Dumnezeu. Spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos în Marcu, la capitolul 11, când stați în picioare de vă rugați să iertați celor ce v-au greșit. Iertați-vă unii pe alții. Când stați în picioare și vă rugați. Asta e porunca lui Dumnezeu. Este testul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vadă bunăvoința mea vis-a-vis de cei ce mi-au greșit, ca să-mi arate har divin și bunăvoință cerească în raport cu mine. Apoi este calea lui Dumnezeu, iertare. Asta este calea pe care Dumnezeu vrea să o urmăm. Calea aceasta a iertării. Calea diavolului spune răzbunare. Răzbună-te! Așa cum a făcut la un moment dat un om care și-a răzbunat, ascultat, Saada și Țila, da? Mă voi răzbuna.
vor răzbuna rănile mele. Calea iertării este calea pe care Dumnezeu vrea să o urmezi. Francezii au un proverb. Și proverbul acesta, unul din proverbele care le au francezii, da? Este acesta. Dacă vrei să fii fericit o zi în viața ta, răzbună-te. Dacă vrei să fii fericit o viață întreagă, iartă. Răzbunarea îți va duce o fericire de o clipă și poate o zi vei fi bucuros. Dar iertarea va deschide calea unei vieți binecuvântate cu Dumnezeu, dar și calea unei veșnicii împreună cu El. Iertarea, siguranța aceasta a iertării, trebuie să stăpânească în inimile fiecare dintre noi. Indiferent de ceea ce am făcut, indiferent de ceea ce am vorbit, Dumnezeu vrea să ne ierte și vrea ca să domnească în inima noastră această siguranță. Sunt patru condiții pe care le-am adus în dimineața aceasta, le-am subliniat, le-am discutat, măsura înțelepciunii pe care am avut-o, dar sunt de folos fiecare dintre noi, pentru că noi toți suntem păcătoși. Și închei doar cu versetul acela pe care l-am amintit din Isaia și care spunea: sunt păcatele voastre cum e cărmâzul, sunt păcatele voastre roșii ca purpura. Ați văzut vreodată vreo haină care a fost, nu știu, atacată de, cred că a spălat-o cu clor și s-a făcut roziatică, o cămașă, să spunem, da? Pentru că a intrat în contact cu, da, ori cu clor, ori cu alt, o culoare dintr-o pullover, să spunem, și s-a făcut așa roziatic. Nu o mai poți îmbrăca. Cămașa era albă, n-ai cum să mai porți. Ai mai trece cu vederea anumite păcate, nu? Dar când sunt roșii ca purpura, când îți iau ochii de roșii cât sunt, ai spune că ale peste ale nu poate să mai treacă cu vederea. Dar Dumnezeu, în harul Său cel mare, a hotărât pentru fiecare dintre noi ca Hristos să moară în locul nostru. Acceptă jertfa asta lui Hristos, acceptă binecuvântarea pe care vrea Dumnezeu să-ți ofere. Și vreau să spun, nu pleca din locul acesta fără să te bucuri de iertarea pe care Dumnezeu vrea să-ți dăruiască și de a fi pus dincolo de îndoială, de orice îndoială, și avea siguranța această iertării. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea, e bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima.